Salutare, dragi prieteni ai grădinii exotice. Am fost la cules de cătină zilele trecute. Am adunat un picuț pentru la iarnă, pentru diverse preparate. Se poate face și cu alcool, se pot face sucuri sau pusă în miere bobițe ca atare sau mâncată direct ca fruct proaspăt. Și am tăiat crenguțe așa mari. După care, ajuns și acasă, o să le facem mici și le vom băga la congelator, pentru că este cam greu să adunăm bobiță cu bobiță, se adună foarte greu și din câte am văzut în diverse filmulețe pe YouTube, băgate la frigider nu își pierd proprietățile. Nu-și pierd vitamine, nu-și pierd nici proprietățile pe care le are. Are foarte multă vitamina C, dar și alte vitamine benefice pentru organism. Este un boost pentru sistemul imunitar. Se pun în borcanele cu miere pentru la iarnă, când aveți gripă sau răceala este pretutindeni, atunci puteți lua un boost în fiecare dimineață de miere cu cătină sau să vă faceți un suc proaspăt din cătina din frigider. O vom ține la congelator, dar după ce a fost tăiat așa, o ținem 12 ore la congelator pentru a putea lua bobițele după crengi. O vom tăia cu foarfeca, pur și simplu să luăm frunzele și frunzele și țepii acestea, că sunt pline de țepi, și le vom lăsa așa curate. Noi le-am tăiat mai mici pentru a încăpea în congelator și după le vom scoate să le curățăm. Dacă aveți un congelator sau o ladă frigorifică mai mare, atunci le puteți tăia undeva la 30, chiar 40 de centimetri, curăți un pic și le puteți băga cu totul. Noi deja am curățat câteva, le vom băga în congelator și după le vom scoate să le curățăm, după cum am zis. Cătina am adunat-o de undeva din județul Prahova. Sunt dealurile pline, la sfârșitul lunii august este coaptă. Luna august, de fapt, începe să se coacă până la sfârșitul lunii. Este bio din sălbăticie, nu cred că poate fi contaminată prea mult pe câmp. După cum am văzut acolo, foarte mulți oameni culegând, nu există interdicții, eu știu, de la stat sau nu sunt proprietățile nimănui. Deci puteți merge să adunați în perioada asta cătina. Revenim după ce o băgăm 12 ore la frigider ca să o curățăm după crenguțe. După cum se vede, este destul de greu și se sfărâmă în momentul în care am încercat să o rupem așa în stare proaspătă. Dar după congelare, pur și simplu bobițele cad și rămân întregi. După congelare se pot face sucuri sau băgate din nou la congelator, bobițe mici așa în pungi și de câte ori aveți nevoie scoateți și le folosiți ca atare sau puse imediat după ce au fost culese după crenguțe în borcanel cu miere. Se conservă acolo și iarna aveți un boost pentru sistemul imunitar natural și fără niciun medicament. Îmbunătățiți sistemul imunitar și nu mai răciți așa de des. După ce am scos de la congelator, am pus un punguriț așa. Am bătut de câteva ori punga, deja s-au desprins o grămadă de bobițe. După care cu o furculiță pur și simplu luăm crenguța și dăm la o parte bobițele. Luăm și impuritățile care se mai strâng și le punem separat din nou în pungi pentru a le folosi la iarnă.
După cum se vede, sunt crengi care deja sunt curățate după ce am bătut un pic pungulița. Ce mai rămâne se desprinde foarte, foarte ușor. După cum vedeți, nici nu are nevoie de nicio... Însă le vom da cu furculița să nu ne înțepăm, pentru că aceste crenguțe au și țepi. Când mergeți să adunați, neapărat să aveți o foarfecă de vie, mănuși din acela din piele să nu vă înțepați, pentru că au țepi foarte mari, mai ales pomii sunt plini de țepi. Și tăiați crenguțe mici, nu tăiați crenguțe mai mari decât degetul arătător, pentru că o să vă tămeze pomul. Maxim crengi așa, prin tăiere se regenerează și pomul și la anul va avea lăstari tineri care vor produce din nou aceste fructe benefice organismului. Și vă luați fructe gratis și ajutați și pomii de cătină să crească, să producă alte fructe. Deci un perpetuum mobile. Omul, dacă lucrează în natură, natura îi furnizează tot de ceea ce are nevoie, găsește natură, leacuri la toate bolile. Căutăm prea multe chimicale și uităm că natura ne furnizează gratis aceste minunății de fructe, plante, legume, orice putem găsi în natură. Trebuie doar să căutăm, să fim un pic pasionați, să avem un pic liber la dispoziție, timp liber la dispoziție, să ne placă natura. Altfel, la iarnă ne facem vaccin, mergem la farmacii și lăsăm o grămadă de bani pe niște chimicale care au sau nu efect, care în loc să ne facă bine, să ne stimuleze sistemul imunitar, ne fac mai mult rău. Ne fac bine pe moment, dar corpul devine dependent de chimicale și în timp cancerul se instalează fără nicio problemă. Bine, dragi prieteni, nu uitați, până în septembrie puteți merge să adunați cătină. Este gratis, presupun că în toată țara unde există un deal, avem și aceste minunății de bobițe aurii, care sunt pline de vitamine, ne dau un boost de energie și iarna sunt perfecte pentru sucuri, pentru smoothie, pentru orice, o cantitate mică, o mânuță, poate stimula organismul să treacă cu bine peste toate răcelile de peste iarnă. Bine, dragi prieteni, ne reauzim data viitoare. Toate cele bune vă doresc până atunci. Numai bine!